Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Avem nevoie de relaxare, de idei, de proiecte noi, bineînțeles handmade. Continuăm seria noastră, seria 100 de modele de croșetat cu unul foarte frumos, simplu și de efect, chiar dacă pare a fi tricotat, să știți că este croșetat. Pentru această mostră am folosit coton gold de la Alize, 50% bumbac, 50% acril, un fir extraordinar de calitativ și potrivit pentru bluze, cardigane. Orice doriți să faceți pentru copii este foarte prietenos cu pielea. Toate firele acestea le găsiți la Vion Magazine, căutați pe Facebook Violete Happy Needles, iar la fotografii la albume găsiți foarte multe nuanțe, bombonici adevărate. Haideți să vă arăt cum se face acest model. Acest eșantion eu l-am început, mi se pare, cu 50 sau 60 de ochiuri de lanț. Este irelevant pentru că vreau să văd cum se comportă și de aceea merg o lungime mai mare. Așadar, am făcut acele ochiuri de lanț, iar primul rând este făcut cu jumătăți de piciorușe duble. Dacă sunteți începători și nu știți cum se face jumătatea de picioruș dublu, o să pun în descrierea acestui videoclip link direct către acel tutorial, pentru că la mine pe canal găsiți principalele puncte în croșetat și chiar dacă nu știți să croșetați, dar vă doriți, cu siguranță o să reușiți dacă urmăriți acele tutoriale. Dacă ne uităm cu atenție, ultimul ochi are 3 bucle, prima buclă, a doua și a treia. Iată cum trebuie să procedăm pentru a realiza acest punct. Introducem croșeta în ultima buclă, întoarcem puțin lucrul și vedem că următorul ochi, acesta, are cele două bucle evidențiate și dacă întoarcem lucrul, mai este o buclă în spate. Introducem croșeta în acea buclă, jeteu, tragem firul prin acea buclă, avem 3 bucle pe croșetă, jeteu, tragem firul prin toate cele 3. Repetăm. Ochiul nostru are 3 bucle, una, cea de-a doua și cea de-a treia. Introducem croșeta în ultima, apoi întoarcem puțin lucru ca să vedem bucla aceasta de la următorul ochi, bucla din spate, jeteu, tragem firul prin acea buclă. Avem 3 bucle, jeteu, tragem firul prin toate cele 3. Repetăm. Introducem croșeta în ultima buclă a ochiului, întoarcem lucrul pentru a vedea bucla din spate a următorului ochi, jeteu, tragem firul. Avem 3 bucle, jeteu prin toate cele 3. Așa o să facem și pe fața și pe spatele lucrului. Încercăm să lucrăm lejer, să nu strângem, astfel încât bucla aceasta a noului ochi format să fie foarte lejeră. Este un model care se lucrează foarte ușor și este foarte plăcut, iar dacă dorim să facem un plover să fie foarte comod, lejer, atunci folosim o croșetă mult mai mare comparativ cu numărul indicat de producător pe eticheta firului. Eu am de gând să fac un ploveraș și o să vă arăt și vouă în curând rezultatul.